Sănătate tuturora! 11 proprietăți deosebite ale ceaiului de mușețel. 1. Te ajută să slăbești. Ceaiul de mușețel are proprietăți deosebite care te ajută să-ți îmbunătățești sănătatea trupului, dar și pe cea a pielii. Datorită mineralelor pe care mușețelul le conține, vei vedea cum acest ceai te poate ajuta să scapi de kilogramele în plus, într-un mod natural și sănătos. Floarea de mușețel ajută la îmbunătățirea tranzitului intestinal și, datorită efectului său laxativ, protejează intestinele de anumite toxine. În plus, ceaiul de mușețel reduce pofta de mâncare, așa că dorința de snacks-uri și de dulciuri care te îngrașă va dispărea. 2. Un păr mai frumos. Mușețelul poate reduce mătreața, calmează iritația și mâncărimea scalpului, poate favoreza creșterea părului, conferă strălucirea părului și un aspect sănătos. Întărește foliculii de păr, încetinând procesul de cădere a părului. Clătirea regulată a părului cu ceai de mușețel ajută la prevenirea ruperii firului de păr și a vârfurilor despicate. 3. Calmează ochii. Pentru ochii obosiți, compresele cu mușețel sunt foarte eficiente, dar și pentru ochii extenuați în urma efortului intelectual sau după privitul în ecranul calculatorului. Infuzia de mușețel nu se pune în ochi, ci este numai pentru spălat și comprese. 4. Bun pentru reducerea migrenelor. Mușețelul eliberează tensiunea musculară care declanșează durerile de cap. Pentru a reduce un episod de migrenă, beți două cești la apariția simptomelor, apoi aplicați o compresă caldă cu ceai pe frunte. 5. Ne protejează sistemul digestiv. Ameliorează durerile de stomac și simptomele sindromului de intestin iritabil, balonarea și durerile de încheieturi. Gama de afecțiuni gastrointestinale reduse de mușețel este una mare: constipație, arsuri la stomac, diaree, ulcere, indigestie. Compușii din ceaiul de mușețel relaxează mușchii stomacului și dizolvă gazele, reducând balonarea și crampele. Mușețelul poate ajuta la relaxarea sistemului digestiv și este folosit pentru a trata numeroase probleme digestive. 6. Excelent pentru prevenirea răcelilor și întărirea sistemului imunitar. Pentru a reduce simptomele de răceală, inhalați vaporii ceaiului de mușețel. Și consumul de ceai de mușețel poate reduce simptomele, favorizând respirația și reducând congestia nazală. Adesea se adaugă ca ingredient natural în spray-urile nazale, menite să amelioreze acumularea de mucus. 7. Bun pentru sănătatea pielii și pungelor de sub ochi. Ceaiul de mușețel protejează pielea și o hrănește în profunzime. Un decoct de mușețel poate fi folosit și pentru a calma pielea de asemenea. Este o modalitate foarte bună de a trata pungele de sub ochi. Aplicat topic, poate ajuta la tratarea afecțiunilor cutanate, cum ar fi eczema, arsuri solare și erupții cutanate. 8. Bun pentru sănătatea dentară. Dacă ai probleme cu dantura, gingivite, abscese dentare, stomatite și altele, infuzia de ceai de mușețel este ideală. Mușețelul poate reduce bacteriile din gură și ameliorează durerea gingivală. Clătiți gura cu ceai de mușețel sau faceți gargară pentru a calma gingile care sângerează. Plasați un pliculeț de ceai de mușețel pe gingii pentru câteva minute. 9. Somn mai liniștit. Mușețelul face minuni și în cazul persoanelor care se confruntă cu insomnii și anxietate. Aroma ușoară a ceaiului de mușețel și compușii benefici induc somnul și favorizează relaxarea corpului.
îmbunătățește calitatea somnului și reduce simptomele depresive. Planta poate fi folosită și într-o baie relaxantă, care va calma mușchii și va favoriza circulația. 10. Scade glicemia. Unele studii au arătat că ceaiul de mușețel poate reduce nivelul de glucoză, zahăr, din sânge la persoanele cu diabet. 11. Analgezic și antiinflamator. Mușețelul este un ceai antiinflamator datorită capacității sale de a reduce inflamația în organism. Această infuzie conține o serie de compuși chimici care pot reduce inflamația severă în anumite momente. Mușețelul poate reduce și roșața și umflarea. 12. Ceaiul de mușețel accelerează procesul de vindecare când vine vorba de răni minore și totodată le dezinfectează. În trecut, ceaiul de mușețel era folosit de popoarele din antichitate, de greci, de egipteni și de romani, pentru că oamenii au descoperit încă de pe atunci că planta poate trata rănile și le poate vindeca mai repede. Nu uitați, plantele medicinale utilizate în exces pot avea reacții secundare negative. Acest material are scop informativ și nu înlocuiește sfatul medicului. Vă doresc să fiți sănătoși, numai bine!